Focuri de armă în estul Ucrainei. În această noapte, la Mariupol și Kramatorsk au avut loc mai multe schimburi de focuri. Militarii ucraineni au preluat controlul asupra turnului de televiziune din Kramatorsk și au reținut 3 separatiști. Totodată, presa de la Kiev scrie că numărul militarilor ruși la frontiera cu Ucraina a crescut. Forțele militare ar fi primit ordin să fie pregătite pentru lansarea unei operațiuni de menținere a păcii pe teritoriul Ucrainei. De cealaltă parte, fostul premier ucrainean Iulia Timoshenko a propus organizarea pe 25 mai a unui referendum privind aderarea țării la Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană. În condițiile crizei din Ucraina, NATO a anunțat că și-a consolidat prezența în mai multe țări. Măsurile au fost luate pentru că situația din zonă este tensionată, iar agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a schimbat strategiile militare ale Alianței. Romania does not stand alone. You are part of NATO and every ally has NATO's full protection. That is why we have strengthened our presence in the air. Între timp, SUA a elaborat un proiect de lege care prevede interzicerea încheierii contractelor cu exportatorul rus de armament și asta pentru a exercita presiunea asupra Moscovei.